Am revenit, doamnelor și domnilor, în platou pentru partea a doua a emisiunii Raportul de Seară. Alături de mine se află domnul Adrian Botezatu, sociolog și doctor în geografie politică. Rămânem în apropierea guvernului român, noului, al treilea, guvernului semestrial, cum îi spuneți dumneavoastră, da, PSD-ALDE. Și aș dori să discutăm despre un ministru anume, e vorba de domnul Valentin Popa, promovat în fruntea Ministerului Educației. Cu ce efecte? Pentru domnia sa, pentru, eu știu, zona academică a Sucevei, putem vorbi și despre acest lucru, dar și asupra sistemului, pentru că asta e vorba. Întâi și întâi, domnia sa are o misiune de a reforma acest sistem. Povestea este în felul următor. În calitate, noi, în calitate de suceveni, clar suntem subiectivi pe acest subiect. Absolut. În sensul în care, de-a lungul timpului, au fost diversi miniștri, care mai buni, care mai slabi, dar în majoritatea lor mai slabi, mai degrabă decât mai buni. Și atunci, să zicem, pornim de la premiza criticilor săi, un alt ministru mediocru, practic, nu schimbă cu foarte mult lucrurile în România. În schimb, dacă pornim la premiza că miza nu este domnul Popa ca persoană, ci miza pentru noi ca suceveni este întărirea universității locale, care, după părerea mea, este șansa acestui și a municipiului și a județului de dezvoltare. Fără această universitate suceveană, Suceava, știu, ar fi din aceeași categorie, să zicem, cu orașul Pașcani, da? Da. Accederea domnului Popa în această funcție creează premiza, nu certitudinea, că Universitatea Suceveană poate beneficia de o mare, cum spun, mare gură de aer, o mare gură de oxigen în dezvoltarea sa, în sensul în care, discutând cu anumiți prieteni din cadrul universității, deci numai simpla construire a unor cămini, noi cămine studențești, poate mări cu 30-50% numărul de studenți care își efectuează studiile la Universitatea Suceveană. Să nu uităm că Universitatea Suceveană are statutul cam de a treia universitate ca mărire din zona Moldovei. Prima e clar Centrul Universitar Iași, pe locul 2 este Centrul Universitar Galați, unde trebuie să precizăm, de exemplu, Universitatea din Galați are și facultate de teologie, are și facultate de medicină și farmacie, adică specializări care teoretic ar putea exista și la Universitatea din Suceava. Pe locul 3 ar fi Universitatea din Suceava, înaintea celei din Bacău. Bacău fiind un oraș și mai mare și mult mai puternic economic. Și atunci, cu toții știm că, de exemplu, au fost inițiative, eforturi la Universitatea din Suceava pentru a deschide, de exemplu, o facultate de medicină care ar avea o mare căutare. Părerea mea este rușinos faptul că încă la Universitatea din Suceava nu este o facultate de teologie, având în vedere tradiția locului, nu? Corect, da. Există facultăți de teologie în zone fără o anumită tradiție în zona respectivă, de exemplu, la Pitești, la Târgoviște, știu, la Oradea, la Alba Iulia. Alba Iulia deja este o facultate de teologie cu tradiție și nu putem compara tradiția în acest domeniu, în zona Sucevei, cu cea din zona Alba Iulia. De asemenea, de exemplu, o mare parte din sucevenii plecați la muncă în străinătate activează în domeniul construcțiilor. O facultate de construcții civile la Suceava care să formeze cadre calificate ar fi un mare avantaj în sensul în care și câștigurile salariale a celor suceveni care lucrează în construcții ar fi mult mai mare, nu? Știu, o facultate pe profilul ingineriei auto, iarăși eu cred că ar avea foarte mare căutare. Deci se mai pot găsi specializări care ar putea crea universității din Suceava o învergură mult mai mare. De asemenea, clasarea universității, știți că din timpul Da. ministrului Funeriu, Suceava era clasată într-o categorie, zicem, a treia, nu nici măcar în Da. categoria a doua, nu mai vorbim de categoria a întâia a marilor universități din România. Deci, prezența domnului Popa, lăsând la o parte greșelile sau stângăciile domniei sale, care nu le scuz, nu sunt eu avocatul domniei sale, se poate apăra și singur, dar zic pentru comunitatea din Suceava, este o oportunitate foarte bună, în sensul în care Universitatea din Suceava poate beneficia de sprijin și, mărindu-se, Universitatea Suceveană poate deveni motorul dezvoltării comunității noastre și a orașului Suceava, dar și a județului.
Bun, ați enumerat câteva specializări. V-ați da dreptate în ceea ce privește facultatea de teologie, de construcție și așa mai departe. Credeți că inițiativa aceasta legată de facultatea de medicină este o inițiativă viabilă? Da, având... este foarte viabilă și vă dau câteva exemple. Unu, faptul că toți experții care au vizitat Spitalul Județean Suceava și au văzut nivelul investițional de la Spitalul Județean au rămas mai mult decât impresionați. Spitalul Județean Suceava este cotat în primele spitale din țară ca și logistică, ca și competențe, abilități, tot ce trebuie. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, în Iași, să știți că există oraș care se află la 150 de kilometri de Suceava, există cadre universitare, zicem, excedentare, care ar putea colabora fără niciun fel de probleme periodic cu Universitatea din Suceava. E ușor de stabilit numai dacă vedem la cabinetele medicale din Suceava câți medici cu pregătire universitară vin să dea consultații în municipiul nostru, deci n-ar fi o problemă pentru o remunerație decentă, satisfăcătoare, să-și exercite și calitatea de cadru universitar. De asemenea, din ce știu, din ce am urmărit, președintele Consiliului Județean Gheorghe Flutur și directorul Spitalului Județean Vasile Rumbu au pus bazele unor mici parteneriate, sau zicem înțelegeri, cu universități din vestul Europei, din Germania, existând un aeroport internațional funcțional la Suceava, pot fi stabilite parteneriate cu universități europene care periodic tot prin rotație să trimită cadre universitare pentru acest lucru. Părerea mea, trebuie început de undeva. Cum, de exemplu, la Galați poate exista o universitate, o facultate de medicină și farmacie, eu zic că și la Suceava poate exista. Cum știți, necesarul de cadre medicale este foarte mare în România. De exemplu, trebuie să luăm în considerare că această facultate se poate adresa inclusiv studenților străini. Adică noi știm că, de exemplu, la Universitatea de Medicină și Farmacie din Iași învață foarte mulți studenți din țările arabe, din Israel, din Franța, etc. Deci, până la urmă, nu doar oferta locală de studenți trebuie luată în considerare, cât și oferta mai largă, internațională, pe acest domeniu. Deci, eu zic că proiectul este mai mult decât viabil și necesar pentru municipiul ca Suceava. Să nu uităm, de exemplu, foarte mulți străini vin pentru tratamente stomatologice în România. Este iarăși o piață foarte bună. Da. Și atunci un mix de politici. De exemplu, în județul Suceava există pensiuni, zone montane absolut superbe. Și atunci un mix de politici, de servicii turistice medicale, da? În care prețul fiind mult mai mic decât în vestul Uniunii Europene, aici s-ar putea deschide clinici pe diverse specialități în care, pe lângă cadrul natural și condițiile de cazare foarte bune, se pot oferi și servicii medicale profesioniste la standarde ridicate și la prețuri absolut competitive pe piața europeană. Și nu numai. Și să ne uităm referitor la faptul că Suceava deține acest portofoliu de portofoliul Ministerului Educației de perioada domnului a domniței Sucevean. Păi, și să nu uităm, noi avem școala Suceveană a trăit o perioadă noi avem acest exemplu absolut pozitiv când Cristiana Domniței, care este sucevean la origine, dar zic s-a consacrat politic în Iași. Pe perioada mandatului său, Suceava a beneficiat de nenumărate avantaje, pornind de la investițiile consistente din zona campusului universitar, bazinul de not, tot ce a existat acolo, noul campus de la Moara cu toate autorizațiile și toată logistica stabilită în acea perioadă. De asemenea, să nu uităm de demararea construcției sălii de sport a Colegiului Ștefan cel Mare, care era un proiect mai vechi, blocat de foarte mult timp, s-a deblocat în timpul mandatului său. Să nu uităm faptul că tot din timpul mandatului său s-a mărit numărul de burse acordate studenților din Republica Moldova. La Universitatea Suceveană tradițională este un nucleu de studenți moldoveni consistent și constant, să zicem, care ar putea crește în măsura în care ar exista cămine studențești noi și atunci dacă s-ar mări oferta de cazare și numărul studenților care ar veni din spațiul răsăritean ar putea crește.
Deci precedentul existent nu ne poate decât convinge că este o oportunitate pentru Suceava, bineînțeles. Vom urmări dacă domnul Popa va și reuși ceea ce zicem noi, bănuim că își propune. Dacă nu va reuși, fără îndoială că vom putea și noi intra în rândul criticilor săi. Da. Revenind atunci la domnul Popa, aș dori să mai rămânem în această zonă. S-a lămurit până la urmă situația politică a domnului Popa, pentru că înainte de a ajunge el ministru, de a deveni foarte proaspăt membru PSD, a mai fost revendicat. Bine, în surdină, recunoaștem. Acum chestiunea este lămurită? Da, este lămurită și este lămurită și din alt punct de vedere. Oricum, rectorul Popa era pe finalul mandatului său de rector. El nu avea al doilea mandat, nu mai avea dreptul al treilea. Deci, în mod cert, în următoarea perioadă, ne referim la următorii 2-3 ani, clar, universitatea va avea un nou rector. Oricum va intra într-o nouă etapă. Din punctul ăsta de vedere, la final de mandat, oricum rectorul Popa își căuta, să zicem, un debușeu politic. Într-un fel normal, având în vedere că în cele două mandate de rector acumulase o experiență managerială substanțială. Totuși, Universitatea Suceava este una din marile entități organizaționale din județul Suceava. Deci, până la urmă, rectorul, indiferent cine este el, nu este un nimeni în municipiu și în județul Suceava. Faptul că și-a clarificat apartenența politică este un lucru pozitiv. Vom vedea cu ce rezultate vine, în schimb, din mandatul de ministru. Dacă pentru Suceava va fi un mandat consistent, adică dacă în timpul mandatului său universitatea va înregistra un salt spectaculos, atunci, da, rectorul Popa va putea avea un cuvânt de spus politic și ulterior. Dacă rezultatele pentru universitate și pentru municipii vor fi mediocre, cariera politică se va sfârși înainte de a începe, cum se spune. În orice caz, ceea ce aș vrea să precizez sau să observ mai degrabă, este faptul că, vedeți, acest debut cu stângul într-o funcție importantă guvernamentală a pornit de la o criză de comunicare sau dintr-o stângăcie de a se exprima, zic, în spațiu public. Părerea mea este că dacă rectorul s-ar fi antrenat mai din timp, totuși a avut două mandate, cu presa locală în primă fază, și-ar fi dezvoltat, să zicem, abilitățile de a rezista unei prese mult mai agresive din capitală, da? Chestii care ar trebui să fie, un model de analizat și de urmat și din zona actualelor prorectori de la universitate, adică să fie mult mai comunicativ, să se antreneze mult mai mult cu presa locală, este o părere personală, pentru că e evident că din zona lor va fi ales și următorul rector care va păți la fel dacă nu învață din lecția nefericită a domnului Popa. Da. Bun, e foarte clar că, parcursul domniei sale în politică depinde de acest mandat, de acest portofoliu. Situația domniei sale nu este tocmai simplă acum. Da? Deci el trebuie să ne impresioneze pe toată lumea prin lucruri absolut pozitive ca să-și... Dar în primul rând, România așteaptă de la domnia sa... E vorba totuși de peste 6 milioane de persoane, de la elevi până la părinți și bunici, persoane implicate în acest domeniu, în sistemul de învățământ. Domnia sa, în primul rând, trebuie să facă ceva pentru acest sistem. Bineînțeles, dar știți cum, dacă ne uităm... Și nu va fi slăbit de exemplu, dacă ne uităm la cazul lui Emil Boc. Da. Pe plan național, pe final, nu beneficia de o imagine foarte bună, dar prin investițiile pe care el le-a reușit în municipiul Cluj ca prim-ministru, au creat premisa ca el să poată câștiga alegerile din Cluj. Adică avea un nucleu fidel acolo. Dacă eu îmi doresc ca domnul Popa să impresioneze pe toți românii prin deciziile inspirate la nivel de minister. Dar dacă nu va reuși acest lucru, doar dacă va reuși să puncteze anumite lucruri importante și esențiale în municipiul și județul nostru, își va asigura, să zicem, o trambulină locală suficient pentru a-și continua cariera politică. Cât de bine cunoaște comunitatea suceveană experiența domniei sale
în conducerea, în managementul universității. Pentru că au fost foarte puține conferințe de presă, într-adevăr au fost câteva puncte de imagine foarte bine conturate și apăsate, întâlnirea președinților Republicii Moldovei, Republica România, da? Și alte asemenea evenimente. Dar comunitatea, asta era ideea, aici vreau să revin, comunitatea suceveană cunoaște bine, ca să nu spun foarte bine, activitatea dumneavoastră sale în fruntea universității. Bine, n-a ridicat-o din temelii. Trebuie să recunoaștem că s-a construit încet, încet universitatea. Să zicem, boom-ul cel mai mare l-a avut în timpul rectorului Grauer. Trebuie să-i recunoaștem acest merit. Eu sunt de acord cu dumneavoastră că... Iar domnul Popa a continuat. Da, rectorul Popa a comunicat minimal, să zicem, cu mass media local, în principal, cu cea națională, a avut așa câteva... indirect cu publicul, cu... Da, deci eu nu cred că el beneficiază pe persoană fizică de o mare notorietate sau o mare încredere, dar prin statutul care l-a avut de rector a universității, până la urmă, noi în municipiu și în județul Suceava nu avem foarte multe entități organizaționale de talia universității. Absolut. Și atunci orice rector a universității în principiu beneficiază de un start oarecum bun sau de o accesibilitate mai ridicată teoretică asupra opiniei publice. Cu condiția să spună sau să facă ceva relevant care să atragă atenția asupra sa. Domnul Popa avea mai mult un potențial decât neapărat o certitudine în sensul în care ar fi reprezentat un actor din stat foarte important. Deci trebuia ca această postură, această trambulină care o reprezintă Universitatea Suceveană, trebuia să o umple și cu idei, fapte, acțiuni relevante care să transforme, cum spuneam, această potențialitate în realitate. Vom vedea. Faptul că a ajuns ministrul educației e un lucru bun, faptul că a început acest mandat oarecum cu stângul din punctul de vedere al comunicării, într-adevăr este un handicap. Acum, v-am spus, acțiunile sale ministeriale va determina dacă opinia publică îl va analiza la pozitiv sau la negativ. Exact. Vom vedea în următoarele, să zicem, 6 luni, după 6 luni putem trage anumite concluzii. Da. Și trebuie reținut faptul că universitatea nu are probleme foarte mari. În general, universitățile mari și mai noi din România. Sistemul preuniversitar are probleme. Noi, la nivelul școlilor gimnaziale și așa mai departe, avem probleme. Bine. Iar acolo a intervenit foarte, cu câteva excepții, foarte profund fostul ministru, domnul Adomiței. Problema învățământului... În zona rurală. Da, chiar. Problema învățământului preuniversitar, de fapt, nici nu prea ține, sau ține într-o mai mică măsură de minister și mai mult de comunitatea locală. Noi în România, având acest sistem de organizare administrativ... Dar iată, sindicatele naționale, federațiile sindicale și-ar fi dorit un ministru din această zonă, preuniversitară. Aici sunt două handicapuri, să zicem, a sistemului de învățământ preuniversitar. În ce sens? Una, prin faptul că administrația locală este foarte fragmentată, noi având 70% din comunele din România sub 5.000 de locuitori, deci acele primării sunt de fapt unități de asistență socială pentru angajații lor, adică sunt create pur pentru ca un număr de persoane să ia niște salarii, nu să facă ceva în comunitatea respectivă. Cu atât mai puțin să demareze investiții pentru logistica educațională. În același timp, noi am observat și știm exemplu din județul Suceava, nu trebuie să mergem în alte județe, marea majoritate a comunelor cu WC-uri în fundul curții la școli organizează periodic sindrofii locale, genul zile comunei cu tare, ziua cartofului, ziua usturoiului, ziua nu știu cât, păpădie, etc. Bani care se irosesc în loc să fie investiți cu cap pentru binele noii generații care, paranteză trebuie spus, sunt foarte multe comune din România care se depopulează accelerat. De ce? Persoanele tinere, active, nu găsesc de lucru în acea comunitate și atunci migrează ori către un oraș mai mare, ori migrează către străinătate. Județul Suceava fiind campion la migrația forței de muncă. Și atunci noi observăm, tendința este că
cam la mijloc o distanție între doi poli urbani, din acel moment, de la acel mijloc, începe depopularea comunelor și satelor respective. Noi avem sate în prezent unde există doar populație foarte în vârstă, nu mai există generații de schimb, iar acele localități, știu, într-un termen de 10-15 ani, pur și simplu vor dispărea de pe harta fizică a județului. Revenind aici, după care asta e o primă cauză, da. Faptul fragmentarea, faptul că unitățile de învățământ sunt în comune foarte slab din punct de vedere administrativ și financiar. O a doua cauză este organizarea administrativ-teritorială a României, care este o organizare absolut defectuoasă. Noi avem 41 de județe. Franța, care are o populație de 3 ori mai mare, are vreo 37 de unități administrativ-teritoriale cu vreo 5 teritorii de peste mări, care deci practic nu fac parte din Europa. Pe scurt, România Uniunea Europeană are numărul cel mai mare, are un număr excesiv de unități administrative. Germania, care are 80 de milioane de locuitori, e organizată pe 16 landuri. Asta ce înseamnă? Că la nivelul fiecărui județ, din cele 41 de județe, de exemplu 9 județe, 25%, au sub 300.000 de locuitori. E, în fiecare din aceste, 5, din aceste 41 de județe există iarăși un aparat birocratic pe care noi îl numim pompos Inspectoratul Școlar Județean, care iarăși umple cu foarte mult balast activitatea educațională și didactică. Da? E, deci există o multitudine de cauze pe zona asta, iar procesul educațional în România tinde să iasă cât mai mult din zona realului și să ducă cât mai mult în zona birocraticului. De exemplu, dacă discutăm cu cadre didactice, 70% din timpul lor profesional este acordat creierii de hârtii justificative, adică activitatea profesorului sau cadrului didactic nu se mai centrează pe activitatea reală educațională, ci pe, pe crearea de hârtii care să justifice activitatea. Adică un paradox, adică noi suntem în plin absurd, adică Eugen Ionescu este un tip complet lipsit de imaginație din punctul ăsta de vedere. Adică noi de la Titu Maiorescu trăim în continuare în teoria formelor fără fond. Și atunci școala este neatractivă pentru elevi, este foarte anchilozată, foarte formalizată, foarte ierarhizată din punctul ăsta de vedere, în continuare profesorii tremură la inspecții, la cutare, la cutare, iar ceea ce trebuie să spunem, inspectoratele școlare sunt foarte politizate. Este obiect de dispută și de negociere politică în permanență. Și atunci, prin politizare, de fapt, este o deprofesionalizare, pentru că nu competența este criteriul principal de acordare a posturilor în cadrul inspectoratelor sau la conducerea entităților școlare. Da? Se transferă de la inspectorat. Efectiv, evident, se negociază inclusiv posturile de conducere din școli. Da. Deci această practică absolut păguboasă și, cum să vă spun eu, prostească la urma urmei de a politiza totul până jos, practic creează această realitate educațională pe care noi o vedem cu ochii noștri. Da. Domnule Botezată, mai avem 3-4 minute până la finalul părții a doua emisiune. PSD în acest context, și o să trecem la celelalte subiecte, dar rămâne la guvern, PSD Suceava are mai mulți oameni acum în structura noului guvern, în frunte domnul Valentin Popa, ministrul Educației Naționale. În ce lumină, ce evoluție va avea de acum înainte organizația județeană a PSD Suceava? Ca și până acum, nu văd o schimbare spectaculoasă, pentru că, cum să vă spun eu, problemele județului Suceava sunt multe și grele și cronice, cum ar veni. PSD-ul, din păcate, în evoluția sa din 1989 până în prezent, are marele păcat că a încurajat acest fenomen toxic a fărmițării administrative, a comunelor. S-a pornit de la o premisă foarte prostească, în sensul în care dacă dintr-o comună mai mare rupem comune mai mici, stimulează patriotismul local și își vor asigura votul acelor persoane de-a lungul timpului. Noi, județul Suceava are o structură de 114 localități, gigante, enormă,
Deci, dacă este prefect sau dacă ești cu președinte de Consiliu Județean, dacă într-o zi vrei să suni pe fiecare primar în parte să-ți dai bună ziua, pierzi toată ziua numai cu lucrurile astea, fără să rezolvi nimic altceva. Deci este o structură absolut anacronică și nefuncțională. În mod normal, ar trebui cândva în România făcut o reformă administrativă în care să se treacă la procesul în sens invers, de comasare administrativă, adică, știu, comunile limitrofe unui oraș să facă parte din acel oraș. Vă dau un exemplu. De exemplu, în județul Suceava, Voronețul face parte din orașul Gura Humorului. O idee foarte bună. De exemplu, nu există o inițiativă, de exemplu, la Rădăuț să existe aceeași situație, nu știu, Sucevița, comunele limitrofe să facă parte din municipiul Rădăuț, ar fi o idee și o realitate foarte bună. De exemplu, în centrul județului, dacă ar exista o fuziune între acele comune mari, Arbore, Botoșana, Cașvana, Todireș, Comănești, ar rezulta un oraș de vreo 50-60 de mii de locuitori, adică ar conta enorm, mai ales că acea zonă este foarte dezvoltată din punct de vedere imobiliar. Practic, acolo lor le lipsește un cadru general și configurarea unui centru politico-administrativ urban care să înglobeze povestea asta. Așadar, PSD Suceava nu va fi mai impetuos în relația cu guvernul? Nu prea PSD-a. Cred, pentru că, din păcate, la PSD, domnul Popa este un caz rarisim, adică un personaj din exterior care a fost primit în cadrul PSD-ului. Băneala mea este că totuși domnul Popa a avut și vine pe o recomandare națională. Nu cred că totuși a fost o inițiativă locală. Asta e băneala mea, nu pot să bag mâna în foc. Dar PSD-ul nu cred că va reuși să impresioneze foarte mult prin rezultate ieșite din comun în județul Suceava. Adică despre investiții vorbim. Centură și așa mai departe. Centura, din ce știu eu, nu are alocații bugetare pentru anul 2018. Știu, dacă se va putea găsi un lobby potrivit la actualul ministru Băcoan al transporturilor pentru alocări în sensul ăsta, teoretic, la centura Suceavei n-ar mai fi vorba de foarte mult nici bani, nici timp ca să o termin, să o finalizez. Da. Dar vedeți, în România, în general, toate lucrurile simple sunt foarte greu de pus în practică. Adică în România e foarte greu, nu știu, să dăm cu var, să facem fațade la clădiri. E foarte greu, nu știu, să avem niște vămi de ieșire din țară curate și cu toalete moderne. E foarte greu în comune să avem toalete moderne. Adică noi nu putem depăși elementele minimale de investiții mari, ce să mai vorbim. Da. Doamnelor și domnilor, mai luăm o pauză de publicitate. Revenim imediat.